te-ai relaxat, gata, nu trebuie surpriză, dar surprizele continuă și niciodată nu-i târziu. Fiți uimit frumos, bine v-am găsit! Maria Ciorici mă numesc și am venit cu drag să vă văd, să vă felicit și să vă transmit aceste flori frumoase, doamna Ilea. Frumoasă ca și dumneavoastră, așa, cu ochi strălucitori, așa, și un coș de fructe. Trebuie ca să mă ajuți pentru toți voi. Pot să puneți acolo că e greu și să mă scăpați. Deci așa. Spuneți apoi, vă găsesc. Da, dar nu vă mai puteți asumi. Vreau să vă întreb, vă dați seama cine m-a dus aici la dumneavoastră? Aveți măcar așa o mică părere, o mică idee, o mică, nu știu cum să vă spun. Asta e tot. De la ficeraș, începe tremură glasul, gata, ne-am înțeles. Hai să vedem. Scumpa mea, mămica mea, un sincer la mulți ani. Depărtarea este grea și n-am putut veni de ziua ta. Inima mi se strânge ghem de dorul tău, mămică. Dar eu sunt puternic și tot timpul sper că pot veni acasă în orice clipă. Să te pot strânge în brațe așa cum mă țineai și tu când eram mic foarte, iar astăzi deja mare sunt. M-ai ținut în brațe zi și noapte, eram mic și mi-a ajutorat. Eram bolnavior, iar tu de fiecare dată pentru mine te-ai rugat. Plângeai deasupra mea și tot spuneai, ei, ce să-ți facă ție, băiatul, mami? Ca să fie bine, spuneai mami ce ai și în continuu mă legănai pe picioare. Ai reușit să mă scoți din boli, din griji și din nevoi. Îți mai aduce aminte atunci când te-ai întors de la lucru și tata ți-a zis, Iulia, băiatul nostru s-a născut în cămașă. Era după ziua când am zburat cu motocicleta și m-am ales numai cu zgârietura. Nu voi uita niciodată, cu cât putere și lacrimi și căldură, m-ai strâns atunci în brațe și tremurai speriată. Mă sărutai pe fălcuțe și pe față. Îmi mângâiai părul blonduț de pici sfânt pus la icoane. Tare de mi-ai speriat atunci, așa e cum băia de la avioane. Îmi aduc aminte de serile când te întorceai de la lucru, te auzeam ușa deschizând, veneai cu pachete multe care bucurau sufletul. De fiecare seară mi-aduceai ceva bunișor, dar știu ai fost cea mai superbă bucătăreasă. Ne alentai cu cele mai scumpe copturi și gustoase copturi și cotlete delicioase. Știi că le ador și până azi, cu ele am crescut și m-am făcut băia zdravă. Și cu alte bucate delicioase, mulțumesc, mămică, pentru toate. Să mă ierți că în copilărie am fost tare năstrușnic. S-am făcut multe griji, mămică, și într-o zi te-a sunat mătușa și ți-a spus că am dat Mercedesul lor în iaz. S-a dus mașina de tot în apă. Ți-am adus mult chin și în acas. Te rog, mămică, de mă iartă. Acum multe fire aș răsfoi și ți le-aș povesti, dar este ziua ta și vreau, mama, să te felicit. Nu mai te rog, nu lăcrima. Vreau să-ți reamintesc că ești cea mai scumpă mamă din lume și nespus de mult te iubesc, îți trimit doar gânduri bune. Fii tare și puternică, iubita mea mamă, eu sunt lângă inima ta tot timpul și îți liniștesc al dorului rană. Vreau să te faci bine, să jucăm și la nunta mea frumoasă, să crești mare, să te bucuri de nepoți ce vor apărea în casă. Știu că poți și vei reuși cum le-ai reușit pe toate. Cu mare drag te cuprind și îți mulțumesc pentru educație, pentru copilăria frumoasă, pentru cea mai bună creștere. Zâmbește, mamă, și nu mai plânge niciodată. De la fiu vei avea cea mai mare înțelegere. De la Coliță! Așa o să scrieți atâta viața. Coliță, salutăm și ține acolo în depărtare unde ești, mămica, să vede cât de mult te iubești și ți este și ea la fel de aproape sufletului cum și tu ei. Ai avut o copilărie așa cum trebuie să o aibă toți copiii, mai ales băieții, da? Dar asta este frumos în momentele năstrușnice, dar dumneavoastră, ceea ce a fost greu, numai dumneavoastră știți cum a fost, pentru că ați luptat mult pentru sănătatea lui, pentru bineafacerea lui și bravo că acum aveți că și cineva mândri. Un băiat zdrav, mare, frumos și sănătos aveți. Fiți toată familia sănătoasă, împlinită. Acum vă ofer dumneavoastră cuvânt. Noi înregistrăm și vă vedea și el în acest moment. Ce vreți să-i spuneți, doamna Ilea? Mulțumim, bine, cu asta. Și vă stimez mult. Vă mulțumim că mi-ați oferit așa.
scumpul meu fecioraș, îmi doare inima că nu ești lângă noi, aproape. Mama, te iubește foarte mult și îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine, pentru cuvintele frumoase. Mama, nu a dormit, asta e, așa e mama. Așa sunt toate mame. Așa cresc copiii, mă mândresc că am așa copii. Și Domnul să te aibă în pază, să vii cât mai lep de acasă, mămica, îți duci dor și îi lipsești foarte mult. Te iubim și te așteptăm cu mare dor. Da, doamna Iulia, se vede că sunteți a femeie tare, tare bună. Cu inima caldă și sensibilă sunteți totodată, dar sunt sigură că iubiți și, și viața și să vă distrați ca așa cu femeile. Eu zic că Olesia e o cutânsă, e mai ajutat să ajungă aici. Acolo sunt femeie, 12, cât? 12 sunteți? 8. A, mai multe. Îi place să te streze, doamna Marina, știi cânci, așa vesele care... Așa să le placă, așa ca femeile, dar sunt și bărbați. Vă salut și pe dumneavoastră, voi să aveți grijă să turnați la Doamne, pentru că vreau să cânt o melodie, prima melodie, dedicație muzicală pentru mama. Azi e ziua mamei mele, de Adriana Oicșanu, răsun acum cu dedicație specială pentru...